Julia, supărată foc pe Patrick după ce a trimis-o cu un concurent neașteptat în camera roșie. Foarte urât din partea lui. În ediția de sâmbătă a emisiunii matrimoniale și Casa Iubirii, Julia se supără foc după ce ajunge în camera roșie cu concurentul ales de Patrick, lider al casei săptămâna aceasta. În ediția de sâmbătă a emisiunii matrimoniale și Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, Julia se supără după ce ajunge în camera roșie cu un concurent neașteptat, cel ales de Patrick, în urma primirii titlului de lider al casei băieților. Julia, supărată foc pe Patrick, în episodul de sâmbătă, 19 octombrie 2024. Andreea Mantea începe suspansul prin a anunța că este momentul ca fetele să aibă camerele roșii cu băieții stabiliți de liderii caselor. De asemenea, moderatoarea a mai spus că nimeni nu se va aștepta la băiatul pe care l-a ales Virginia pentru camera ei roșie. Prima concurentă care are parte de camera roșie este Julia și spre surprinderea și deranjul ei pe ușă intră nimeni altul decât. Rud. Foa cameră, pot să nu stau, spune Julia, nervoasă, în timp ce dă să se ridice. Mă, ce ești sălbatică așa? Cei cu comportamentul ăsta? Spune Rogi, iritat și mirat de reacția Juliei. Sub nicio formă, Julia nu-și dorește să petreacă cele 5 minute în camera roșie cu rodi. Activitate care nu-i face plăcere nici tânărului. Patrick și Virginia, lasă că vă arătăm noi vouă, spune Rodi. Ca să detensioneze atmosfera, Rodi se ridică și începe să cânte, moment în care se observă cum Julia se abțină să nu râdă, dar nu-și poate șterge zâmbetul de pe buze. Ajuns înapoi în casa fetelor, Julia își exprimă deranjul vis-a-vis -vis de decizia luată de Patrick. Supărată că a pus-o în camera roșie cu rogi. Nu știu ce a vrut Patrick să facă, dar foarte urât din partea lui, spune Julia.